A început campania de vaccinare la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Mehedinți. În decursul zilei de ieri, peste 50 de pompieri s-au vaccinat împotriva COVID-19 din dorința de a se proteja de acest virus. Totodată, în ultimele 24 de ore, la nivelul județului, 264 de persoane s-au imunizat. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Mehedinți se află de asemenea în prima linie alături de cetățeni în lupta cu acest inamic nevăzut. Aceștia se încadrează în etapa întâi de vaccinare, iar până în acest moment, 57 de cadre s-au vaccinat anti-COVID. În cursul zilei de ieri, 57 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, ce se încadrează în etapa întâi de vaccinare SMUR, s-au vaccinat împotriva COVID-19, din dorința de a se proteja de acest virus periculos, dând dovadă încă o dată de responsabilitate și grijă în față de semeni. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului, 264 de persoane au fost vaccinate anti-COVID. Până în acest moment, aproape 900 de mehedințeni au fost imunizați. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost vaccinate 265 de persoane, după cum urmează la centrul de vaccinare a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin cu 150 de persoane, la Spitalul Municipal Oșova 20 de persoane, la Spitalul Orășenesc Baia de Aramă 25 de persoane, iar la centrul de vaccinare Vânju Mare 70 de persoane. Precizăm că totalul persoanelor vaccinate în județul Mehedinți este de 889 de persoane. Totodată, de la ultima raportare au fost înregistrate 25 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 în Mehedinți.